Asculți Regatul Copilăriei la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Simona Peter și vă invit din nou pe toți, cu mic, cu mare, în Regatul Copilăriei. Și pentru că fiecare copil, fiecare om, trăiește necesitatea de a aparține unui loc, unei familii, unui grup, l-am invitat pe psihologul Vlad Rusu să ne vorbească despre apartenența copiilor la familie și felul în care voi, dragi copii, simțiți și percepeți această apartenență, precum și motivele pentru care aceasta este necesară. Bine ați venit, domnule Rusu! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Înainte de toate, spuneți-le, vă rog, copiilor și părinților câte ceva despre dumneavoastră. Sunt psiholog cu drept de liberă practică, atestat de Colegiul Psihologilor din România, în mai multe specialități, în psihopedagogie specială, în psihoterapie sistemică de cuplu și familie centrată pe emoții și, de asemenea, sunt și consilier în domeniul adicțiilor. Toate aceste lucruri fiind legate între ele, pentru că am trecut prin toate aceste etape treptat, etapizat. Prima dată am fost fascinat de terapia și de intervenția în ceea ce privește copiii cu cerințe educaționale speciale. Apoi am observat că familiile acestor copii trec prin situații de criză și imediat mi-am dorit să pot să fiu și în ajutorul acestora și astfel m-am format în psihoterapia sistemică și mai apoi, cunoscându-le familia, am văzut că de multe ori unul din părinți, din diverse cauze, era dependent de anumite situații, ori alcool, ori droguri. De multe ori încercau prin aceste adicții să completeze sau să mascheze tragedia sau neputința pe care o simțeau în relaționarea cu un copil care are cerințe educaționale speciale. Desigur, după aceea am început să interacționez cu copiii care nu au aceste probleme, dificultăți, și cu familiile lor, să spunem de copiii tipic dezvoltați, în special adolescenți, care mi-au deschis o cale și o viziune nemaipomenită în ceea ce privește evoluția omului, psihicului și percepția asupra vieții. Ce frumos! Da. Aș vrea să ne spuneți ce înseamnă și ce implică nevoia de apartenență și în ce fel știți dumneavoastră că o simt copiii. A aparține unui sistem, așa cum ați spus, cred că este definitoriu în formarea și evoluția umană, în special în ceea ce privește evoluția emoțională și dezvoltarea emoțională. A aparține unui sistem înseamnă avea o identitate, în primul rând. A aparține unui sistem înseamnă avea siguranță. Înseamnă că există un loc unde poți să fii tu însuți, unde te poți vulnerabiliza în siguranță. A avea un mediu acolo unde știi sigur că în orice situație cineva îți va fi alături necondiționat și să știi că a aparține unui sistem înseamnă a fi împreună cu cineva pe drumul formării tale. Pentru că nu ne putem forma singuri, întotdeauna ne formăm într-un sistem, într-o echipă și profesional și emoțional
și uman și intelectual, și mai ales acum se vorbește foarte mult despre această cultură a lucrului în echipă. Pentru că se știe și s-a observat și cercetările dovedesc acest lucru, doar în cadrul unui sistem, acolo unde faci parte dintr-un sistem, unde ești o verigă a unui sistem, doar acolo ești important și acolo poți să evoluezi în adevăratul sens. Și copiii cum simt ei asta, această nevoie, cum o simt ei? Ei simt nevoia să fie o verigă a sistemului din care fac parte. Noi aici ne referim astăzi la familie. Da. Ei se simt sau au nevoia să fie importanți pentru familia lor. Copiii nu sunt un accesoriu al familiei. Da. Ei nu sunt doar o realizare pur egoistă. Că vreau copii și s-a realizat acest ideal, însă de acolo copilul trebuie să devină ceea ce îmi doresc eu, să-l construiesc cum vreau eu, să ajung acolo unde vreau eu și el să nu se simtă important, el să se simtă doar o piesă pe o tablă de șah mutată întotdeauna pentru a ajunge la final, acolo unde își dorește părintele, pe strategia părintelui. Și ca să nu se întâmple treaba aceasta, în ce fel ar trebui să fie implicați părinții pentru a veni în sprijinul acestor nevoi ale copiilor? Și, concret, ce anume ar trebui ei să facă? Da, cunoscând adolescenții și problemele lor din cabinet, în terapia sistemică pentru adolescenți, automat este implicată familia. Și de cele mai multe ori sunt și terapii individuale, dar de cele mai multe ori terapia este împreună cu părinții. Dacă rezolvăm problemele părinților, 70% din problemele copiilor sunt deja rezolvate. Nu mai necesită intervenții. Avem o generație acum de părinți care încă a fost educat, a crescut în mediul acela în care copilul era un executant al ordinelor ce li se dădea din anumite medii. În familie exista tot timpul o figură autoritară care dădea ordine și trebuiau executate, nu discutate. La școală se întâmpla același lucru și problema pe aia continua și în mediul, în alt mediu de formare, în mediu de lucru, de muncă. Acum trebuie să acceptăm o realitate din ce în ce mai concretizată a faptului că avem o altă generație de copii cu acces la informație mult mai facil, cu capacitatea de a înțelege anumite provocări și de a le oferi un sens. Și de aceea generația actuală este cea care are foarte multe întrebări. Și dacă nu li se răspunde la aceste întrebări, vor căuta întotdeauna răspunsuri în alte medii. De aceea există marele risc dacă un copil nu își găsește răspunsurile acolo, în mediul și în sistemul lui familial, să caute în alte medii care i-ar fi mai puțin benefice în dezvoltare și în asumarea răspunsurilor pe care le va găsi. Familia are, din punct de vedere al evoluției copilului, are cea mai mare pondere, în sensul că un copil locuiește și trăiește cel mai mult din programul zilnic în cadrul familiei. Observăm, din păcate, că familia aruncă această responsabilitate de multe ori pe școală, școala pe familie. Da. Și copilul este tot așa pe tabla asta de șac,
mutat, ca o minge de ping-pong. Mutat de la un adversar la altul. Școala și familia trebuie să facă un front comun pentru ca să găsească întotdeauna soluțiile eficiente în sprijinirea copilului. Iar familia ce trebuie să ofere copilului? Trebuie să ofere siguranță, în primul rând. Siguranță că acolo nu-și va judeca copilul, siguranță că nu există pedeapsă, ci există doar întotdeauna corecție, dorința de a corecta, de a corija anumite comportamente. Și dacă vom reuși să oferim copilului aceste viziuni asupra comportamentului parental, atunci copilul cu siguranță își va găsi mediul adecvat pentru a se dezvolta. De aceea avem nevoie de educația, cred că, și a părinților, deopotrivă cu cea a copiilor. Da, și pentru a evita, că ați spus mai înainte, despre posibile derapaje ale copiilor în cazul în care nu reușesc să găsească înțelegere în familie, și există aceste pericole și știm că sunt variate, ce credeți sau ce spuneți dumneavoastră când aveți discuțiile acestea cu copiii? Ce ar trebui ei să facă? Cum să se comporte ei astfel încât să beneficieze de această atenție și grijă din partea părinților? Da. Mult mai pragmatic acum. Întotdeauna încercăm să oferim copilului posibilitatea de a-și alege un sprijin sau un om suport în viața lui. Un exemplu. Mentor. Nu neapărat exemplu, ci o persoană cu care se poate interacționa oricând și care să aibă capacitatea de a-l sprijini, de a-l ajuta. Cred că dacă ne uităm fiecare dintre noi în istoricul nostru, cu siguranță vom vedea că am avut la un moment dat un om suport în viața noastră, nu neapărat părinții. Ca un model, nu? Un model sau un om cu care am interacționat și care, de la care am simțit că am avut întotdeauna ce învăța. Apropiat, cum ar fi, de exemplu, bunicii? Bunici, cum ar fi nași de botez sau cum ar fi persoane diriginte de la clasă, un consilierul școlar, preotul din parohie, sigur, nu există această scuză că nu găsim un om suport. Poate chiar un frate mai mare? Este un pic riscant să transferăm această responsabilitate pentru un frate mai mare. Desigur, nu este imposibil și știm cazuri foarte multe și mai ales sunt oferite și de media, în care mulți minori rămân în grija fratelui mai mare și se ocupă responsabil de ei, chiar dacă pentru el este foarte apăsător, dar nu este un transfer firesc de a pune această responsabilitate pe un frate mai mare. De aceea îi sfătuiesc să nu-și caute o persoană suport în prietenilor. Pentru că sunt la fel de lipsiți de experiență, la fel de vulnerabil, la fel de doritor de a evada, de a-și depăși limitele și crește foarte mult riscul ca să aleagă greșit sau să găsească soluțiile cele mai nepotrivite. Prin urmare, dacă nu găsesc acest mediu de siguranță în familie, e bine să-l caute și în afara familiei. Însă ideal ar fi ca familia să ofere mediul de siguranță în care copilul să se simtă apreciat și că face parte din acest lanț, din acest sistem, o verigă importantă, nu doar un simplu accesoriu. Copiii se simt foarte neglijați. Chiar dacă li se oferă, din punct de vedere material, tot ceea ce au nevoie. Acum resursele sunt, mai ales cele materiale, nu mai reprezintă o problemă în cele mai multe cazuri și situații.
Dar pentru faptul că ei greșesc sau ei nu-și găsesc echilibru, înseamnă că nu este de ajuns. Și acest lucru ar trebui să trezească în noi părinții, și spun acest lucru pentru că și eu am 4 copii, și noi părinții trebuie să luăm aminte că în casa noastră, în familia noastră, copiii au și necesități emoționale. Ceea ce este dificil pentru copii, și iarăși ține de educația noastră, este incapacitatea noastră de a ne exprima emoțiile. Noi nu știm să ne exprimăm emoțional. Nu avem limbaj al emoțiilor. Dar putem să învățăm, nu? Dar îl putem învăța. Da. Și apropo de faptul că vorbeam despre frați mai mari, ce ar putea, cum ar putea să-și crească părinții copiii, cum să-i îngrijească și să le dea importanță fiecăruia în parte în familiile în care sunt mai mulți frați? Da. În familiile cu mai mulți frați sunt și avantaje și dezavantaje. Partea de avantaj este faptul că dacă ne-a reușit cu primul copil, din punct de vedere educațional, deja ceilalți au un model. Da. Există un precedent. Exact cum spuneam, că s-ar putea să fie. Dezavantajul e atunci când nu ne-a reușit cu primul copil. Când nu am reușit să creăm o relație de atașament sigur cu primul copil, și atunci există riscul să perpetuăm acest dezechilibru. Însă, dacă vom conștientiza, putem să salvăm lucrurile. Copiii trebuie să înțeleagă că primesc de la părinții lor și părinții de asemenea trebuie să înțeleagă acest lucru. Ceea ce au nevoie fiecare în parte. Se vorbește foarte mult despre această egalitate între frați, egalitate între necesități. Necesitățile sunt diferite de la o vârstă la alta, de la o etapă de viață la alta. Un părinte trebuie să aibă această capacitate ca să ofere fiecăruia ceea ce are nevoie în etapa de vârstă potrivită și să le explice acest lucru tuturor. Pentru aceasta trebuie să și observe fiecare în parte. Să și observe, dar să și le explice pentru ca să nu se distrugă relația dintre frați. Cei mai mici trebuie să înțeleagă că la timpul potrivit și ei vor primi material și emoțional suportul de care vor avea nevoie în etapa respectivă. Dar aici ține tot de această capacitate de a fi în relație de siguranță cu proprii noștri copii. Să avem noi capacitatea de a ne deschide, de a vorbi, de a le explica și ei după aceea să aibă capacitatea de a percepe ceea ce le spunem și de a pune în practică vieților. Acel exemplu personal, nu? Da. Dar dacă nu vom exprima toate aceste lucruri, atunci vom oferi neșansa ca să fie interpretate greșit. Și la un moment dat să ni se pară că pierdem controlul în relația cu proprii copii. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem trebuie făcut de noi, părinții, în a discuta, în a explica, în a expune întotdeauna. Desigur, poate să pară că necesită prea mult timp, ne răpește din ceea ce am putea să facem, să devină mai productiv, dar nicio investiție nu este mai importantă ca cea în stabilitatea și evoluția copiilor noștri. Spuneți-ne, vă rog, în ce fel am putea să vorbim despre această apartenență în cazul copiilor în care, din variate motive, există doar un singur părinte în viața lor sau poate chiar niciunul? Da, acolo unde nu există niciun părinte, există, desigur, posibilitatea ca să se creeze această legătură de atașament cu o altă persoană prezentă în viața lui. Și copiii din centrele
instituționalizate ale statului și copiii care sunt în grija asistenților maternali sau în grija familiei apropiate, au șansa să creeze o legătură de atașament cu o persoană de acolo. Sigur vor găsi pe cineva, dacă nu, ceea ce spuneam și altă dată, le oferă societatea în cadrul școlii, în cadrul comunității unde trăiesc, acolo unde există doar un singur părinte, din ceea ce eu am observat, dacă se depășește această traumă a lipsei uneia dintre părinți, conexiunea dintre părintele care rămâne lângă copil este una mult mai intensă. Mult mai strânsă cu propriul copil. Dar pentru faptul că ei trec pentru o altă criză, cea dispariției unei din părinți, ori prin deces, ori prin divorț, prin neimplicare, acolo trebuie să se intervină pe această traumă. Și din această intervenție, cu siguranță, se realizează conexiunea dintre părintele care rămâne lângă copil și copilul acestui. Nu am înțeles. Ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii. Ca o concluzie, ce ați transmite părinților, ce ați transmite copiilor în legătură cu această necesitate de apartenență la familia copiilor? În primul rând, copiilor. Să înțeleagă că familia, chiar dacă de multe ori greșește și din cauza stilului nostru cultural, părinții nu-și prea cer iertare de la copii. Chiar dacă ar trebui să o facem. Ori de câte ori realizăm că am greșit față de proprii noștri copii, trebuie să ne asumăm acest lucru. Așa cum cerem ca ei să-și asume, trebuie să ne asumăm și noi ca părinți. Să chiar dacă părinții nu au această educație, trebuie să înțeleagă că familia, o familie sănătoasă, desigur, își dorește binele lor. Și dacă nu primesc ei primul pas în această reglare emoțională și în această legătură, în atașamentul pe care trebuie să-l creeze între membrii familiei, poate să-l facă ei. Să aibă acest curaj, să fie ei cei care spun, bun, am ceea ce mi-oferi, dar mai am nevoie de încurajare, dragoste, să nu fiu întrebat doar ce notă am luat, ci să fiu întrebat cum am simțit în ziua aceasta. Pentru că încă mai am copii în cabinet care se plâng de faptul că atunci când ajung de la școală sau că am singurele întrebări și interacțiuni pe care le au cu proprii părinți este ce notă ai luat și ce notă a luat colegul. Da. Părinților le transmitem că ei sunt responsabili în cea mai mare parte de ceea ce oferă copilul lor astăzi, dar mai ales mâine. Mulțumesc frumos pentru că ați răspuns invitației mele, iar în încheiere, după cum a spus și invitatul acestei zile, domnul psiholog Vlad Rusu, o bună armonie familială este rezultatul unei relaționări constructive, continue, bazate pe respectul reciproc dintre părinți și copii și, bineînțeles, plină de iubire. La bună reauzire, dragi copii!